La alegerile europarlamentare, Pro-România vrea să obțină la Gorj peste 10%. Secretarul general al partidului, deputatul Alin Văcaru, consideră că planul nu este de neatins și că în perioada următoare membrii din teritoriu vor trece la treabă. Pentru Gorj ne-am propus să strângem 10.000 de semnături pe care să le ducem la centru la București. Începând de astăzi să avem și un cort, am primit avizul de la primărie, o să avem un cort în centrul Târgu Jiului, pe lângă Direcția de Cultură, unde vor fi reprezentanți de la tineret, cât și de la seniori, vor fi în fiecare zi, vom fi prezenți acolo să încercăm să stăm de vorbă cu târgujienii, cu gorjenii, să-i convingem să vină alături de proiectul Pro-România și să ne susțină lista noastră de candidați. Lansarea candidaților Pro-România va avea loc pe 14 aprilie la București. Primul loc pe listă va fi ocupat de Victor Ponta. Pe primul loc la noi vom fi Victor Ponta, pe locul 2 Corina Crețu, iar pe data de 14 aprilie la Romexpo va fi lansarea tuturor candidaților, toți cei care vor fi pe lista de europarlamentare de la Pro-România, iar și la acel eveniment de la județul nostru vor participa un număr de 100 de persoane. Vrem să fim 4-5 mii de persoane la București, să dăm semnal de unitate, de forță, să prezentăm cea mai bună echipă, zic eu, pentru europarlamentare. La ora actuală, în Gorj, Pro-România a reușit să-și organizeze filiale în toate comunele din județ.